Bună, dragii mei! Uite că suntem din nou împreună astă seară. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte de îmbărbătare, câteva cuvinte de suflet pe care să le aveți atunci când dați de greu. Știu că viața tinerilor, a adulților și a celor vârstnici este uneori încercată cu multe greutăți pe care atunci când suntem singuri este mai greu să le depășim. De aceea aș vrea să nu uitați de sfatul care v-am spus. Biblia conține atâtea lucruri de îmbărbătare care să ne deschide inima ca să putem să vorbim cu Dumnezeu, să-L rugăm, să ne ajute, să nu ne uite. Haideți să vă citesc niște lucruri foarte frumoase. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă spământați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, se spune în Deuteronom 31 cu 6. Deci și voi, dragilor, atunci când vă este foarte greu și când nu știți la cine să vă mai adresați, pe cine să mai rugați să vă ajute, sau nu este nimeni care să vă asculte, nu aveți pe nimeni în viața voastră, aici este Domnul Dumnezeul tău, spune în Deuteronom, care va merge El însuși cu tine. El va fi în urma ta. El va fi prietenul tău. Deschideți inima, deschide și Biblia, deschide cărțile Sfinților Părinți, deschide cărțile pline de lumină și înțelepciune, din care vei absorbi atât de multă miere întăritoare pentru suflet, ziditoare, care să îți liniștească toate pornirile acelea de spaimă și de frică pe care le simți în momentele grele din viață. Să vă mai spun un citat din Ieremia 29 cu 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Deci iată cum ne încurajează Dumnezeu în Cartea Sfântă, Biblia, pe care mulți care nu o cunosc nu vorbesc frumos despre ea sau nici nu le pasă sau nici nu știu de existența ei. De aceea vă spun că pentru a fi un creștin adevărat, primul pas este să studiezi Biblia, cea care te va călăuzi pe drumul cel drept și nu vei cădea. Vă spun sincer și cu mâna pe inimă, nu veți cădea niciodată, nu vă veți abate de la calea cea dreaptă dacă voi veți citi zilnic Biblia și veți medita la cuvintele ei. Iar când nu știți ceva, să mergeți să întrebați pe cei care cunosc mai multe în acest domeniu. Să vă mai spun un citat și cu asta voi încheia. În seara aceasta, 1 Corinteni 10 cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Iar ultimul, Filipeni 4 cu 6-7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Deci Domnul Dumnezeu știe gândurile noastre, știe încercările noastre, ne cunoaște inima, știe cât suntem de singuri și nefericiți, știe de ce avem nevoie. Datoria noastră este să ne deschidem inima și să vorbim cu El. V-am întrebat într-un video anterior cum vorbim cu El. Prin rugăciune. Atunci când ne rugăm singuri cu cuvintele noastre sau când citim o rugăciune dintr-o carte de rugăciuni sau când citim psalmii sau când citim alte capitole din Biblie, cum ar fi acestea din Corinteni, Filipeni
Ieremia, Deuteronom. Eu vă doresc o seară liniștită, cu multă pace în suflet și atât vouă tinerilor, celor adulți, celor mai în vârstă, vă doresc putere și curaj să treceți cu bine prin toate încercările vieții. Nu uitați că Dumnezeu este cu voi, Domnul este cu tine și să vă întăriți și să vă îmbărbătați citind mereu din Biblie, pentru că sunt acolo găsiți izvorul de nădejde și de pace și de liniștire și de îmbărbătare, în primul rând de îmbărbătare. Vă doresc o zi foarte, foarte frumoasă și să aveți doar binecuvântări în viața voastră și astăzi și mâine și pentru totdeauna.